Sprijinul constă de fapt în crearea peste 10.000 de locuri de muncă, cu preponderență în mediul rural. Pentru cei mai mulți români care trăiesc la țară, ajutorul social sau alocația celor mici reprezintă singurul venit. Potrivit ministrului Muncii Rovana Plumb, prin intermediul noului program european Promovarea Incluziunii Sociale, se vor crea așa numitele întreprinderi sociale. Acestea vor fi finanțate doar dacă se creează minimum 4 locuri de muncă, iar în cazul a 2 structuri sociale, numărul de locuri de muncă trebuie să fie de minimum 12. O altă concluzie este ca locurile de muncă să fie menținute cel puțin 6 luni. Acest program se lansează și în contextul european al cadrului pe care Comisia l-a lansat privind pachetul de investiții sociale, dar și adaptat la nevoile României pe cele două obiective pe care ni le-am asumat, și anume creșterea ocupării și de asemenea sprijinirea și promovarea incluziunii sociale. Practic, prin acest program pot fi înființate 1.000 de întreprinderi sociale și se pot crea peste 10.000 de locuri de muncă. Programul este destinat sprijinirii categoriilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, cum ar fi familiile cu mai mult de 2 copii, cum ar fi familiile monoparentale. Una din cele mai mari provocări pentru perioada 2014-2020 este să folosim corect și eficient fondurile europene și nu doar cele ale României pentru a avea rezultate concrete în ceea ce privește integrarea tuturor comunităților defavorizate. În primul și în primul rând mă refer aici la romi, pentru că în Europa, în acest moment, România are cea mai bună imagine din ceea ce privește creșterea economică și are în continuare cea mai proastă imagine privind capacitatea de integrare a diverselor comunități defavorizate. Țara noastră este pe locul 2 în Uniunea Europeană din punct de vedere al riscului de sărăcie sau excluziune socială, potrivit celor mai recente date furnizate de Eurostat. Guvernul a stabilit un obiectiv național de reducere a numărului persoanelor afectate de sărăcie cu aproape 600.000 de persoane. Aproape 9 milioane de români trăiesc în sărăcie.